vorbește lumea la cafea, se aude tare. Spune-mi dacă ai vreo rețetă cu care faci furori când vine vorba de mâncare. Da, somon cu miere, fistic și muștar și la cuptor. Și e foarte bun. Și mi-a ieșit din prima. Am găsit o rețetă pe internet și am chemat un băiat la mine, am zis că fac ceva interesant și nu pot să fac doar somon. Și am căutat repede acolo ceva să fie, știi, ca mamă, cu fisticul ăsta pisat, arată că știu să gătesc. Dar am vreo trei lucruri pe care știu să le gătesc și atât. Dar cu ăla dau lovitura. Cel mai bine mi-iese crema de zahăr ars, pentru că e cea mai simplă, iei un litru de lapte, iei niște ouă și zahăr, dar pui zahăr mai puțin și dacă se poate de asta bio-eco, inventat de scenariști. Nu, varianta cu gătitul la mine nu este, e doar de bază, așa, cât a putut să mă învețe mama și în rest ce mai ne învață TikTok-ul, rețelele de socializare, mai încercăm ce prostii vedem pe acolo. Și nevoia, cred că e cel mai bun învățător. Da, și nevoia. Dacă e vorba de nevoie, ce e repede și la îndemână să pregătești rapid, se numește să ne fie de bine. De când am fost vegană și sunt vegană și de când gătesc eu, nu prea mai am oameni la masă, așa că nu am în jur prieteni care ar vrea să mănânce neapărat vegan de fiecare dată. Așa că ne întâlnim la restaurant și alegem locuri în care șefii știu să gătească foarte bine. Preferatul meu e Chef Haddad. Soțul meu zice că fac furori cu orice aș și găti atunci când o fac. Când mă apuc de gătit, îmi place să găsesc. Asta mă relaxează, gătitul. Nu o fac zilnic, dar când o fac, nici nu știu, îmi place să gătesc românește. Mâncăruri tradiționale românești ca la mama acasă. Fac o salată foarte bună și nu exagerez, știi când zici că faci salată, dar îi dau gust, știi? Că dacă poți să mănânci o salată fadă și care să nu aibă gust, eu când fac salata îi dau gust și e foarte bună. Cartofi prăjiți, bine, știu să prepar mâncarea mea preferată din toate timpurile. Cartofi prăjiți, ouă, ochiuri, cârnați de bere și salată de vară. Mai să începem de la faptul că eu, în primul rând, nu chem niciodată pe nimeni acasă la mine, pentru că mie nu-mi plac musafirii. Deci mie nu-mi place neam să am oameni în casă și după aia să fiu nevoită să spăl vase și de astea. Așa că din start începem cu faptul că nu prea gătesc pentru cineva. Totuși, ce pot să zic este că îmi ies divin cartofii la cuptor, dar nu știu cum să-ți explic. Adică, teoretic simpli, dar ies ceva extraordinar. Deci ăia cred că ar fi. Am o poveste foarte interesantă. Atunci când aveam 20 de ani, nu știam să gătesc nimic. Și după ce am fost în Italia, s-a trezit în mine așa o pasiune pentru gătit și acum, cel puțin oamenii care au mâncat din mâna mea, sunt foarte bucuroși. Nu știu, probabil să faci din suflet. Și cumva eu nu merg după o rețetă după o rețetă tipică, ci încerc să inventez tot timpul și cred că secretul stă în condimente, clar. Vorbește lumea la cafea, se aude tare.